Bună seara, prieteni! Bine ați venit și în această frumoasă seară de vineri. Mai sunt câteva zile, începe Expo, conferința internațională Meat and Milk, ediția 10-a festivă. Avem un invitat la fel de special ca de fiecare dată în emisiunea noastră, emisiunea Meat and Milk, o coproducție a agenției Infogroup și a postului de televiziune Agro TV. Știți foarte bine, numele meu este Ilie Soian, sunt directorul editorial al agenției. Înainte de a vi-l prezenta, o parte din dumneavoastră știți, pentru că deja am făcut promori cu prezența domniei sale. Haideți să o rugăm pe colega mea, Veronica Ursachi Andrei, să vă prezinte chiar acum, numai decât exact în secunda asta, știrile Meat & Milk. Bună seara, doamnelor și domnilor, sunt Veronica Ursachi Andrei și mă bucur să vă salut de la pupitrul știrilor Meat & Milk. Iată care sunt noutățile pe care vi le-am pregătit pentru această ediție. Expo conferințele Meat & Milk au fost dintotdeauna locul de întâlnire a elitelor din sectoarele de carne și lapte ale României și mai ales locul celor mai profitabile conexiuni de afaceri. Nici ediția festivă din acest an, care va avea loc în zilele de 24 și 25 mai la Hotel Alpin din Poiana Brașov, nu va face excepție de la regulă. Prin facilitățile puse la dispoziție de organizatori, sloganul evenimentului, discuții directe, rezultate concrete, va fi încă o dată argumentat. Astfel, la cererea companiilor care vor dori acest lucru, va fi organizat un business corner, acolo unde pot avea loc dialoguri și negocieri discrete între participanți. Networkingul a fost unul dintre punctele forte ale conferințelor Meat & Milk, iar anul acesta va fi din nou pus în drepturi, mai ales în zona Expo, acolo unde companii de mare prestigiu își vor prezenta ultimele produse, tehnologii și servicii. Numai puțin importantă va fi cina festivă din seara zilei de 24 mai, acolo unde, ca de fiecare dată, dialogul și negocierile vor fi mai libere și chiar mai consistente ca rezultate de afaceri. Desigur, la gala premiilor Meat & Milk, din aceea seară, organizatorii vor acorda trofeele de excelență. Evenimentul va fi organizat în conformitate cu recomandările Comitetului Național pentru Situații de Urgență. Informații suplimentare pe site-ul meat-milk.ro/conferință, înscrieri la office@infogroup.ro și la telefon 021-223-2521. Subliniem că lucrările vor fi televizate în direct integral de postul de televiziune Agro TV, unicul partener media al conferinței Meat & Milk. Big Progress informează că un vaccin PPA care este în curs de dezvoltare în Statele Unite a fost testat cu succes atunci când a fost furnizat pe cale oronasală. Anunțul oferă speranță acelor țări care au PPA în populațiile de mistreți. Vaccinul este în curs de dezvoltare de ani de zile la Centrul de Boli pentru Animale Plum Island, parte a Serviciului de Cercetări Agricole, care la rândul său aparține Departamentului Agriculturii din Statele Unite ale Americii. În decembrie 2019 s-a dezvăluit că imunizarea sterilă împotriva PPA este posibilă cu acest vaccin. Ulterior, de când s-au înmulțit dovezile științifice favorabile și faptul că oamenii de știință sunt pe drumul cel bun cu acest candidat la vaccin, tot mai mulți fermieri privesc cu speranță viitorul. În raportul actual, oamenii de știință afirmă că această variantă de vaccin s-a dovedit sigură și extrem de eficientă în studiile de provocare care utilizează ASFG Parental. Testarea versiunii cu vaccin oronazal a fost efectuată pe 3 grupe de câte 5 porci încrucișați din rasa Yorkshire, cântărind aproximativ 40 de kilograme. În urma declanșării de către Consiliul Concurenței a investigațiilor de pe piața cărnii de pasăre, Uniunea Crescătorilor de Păsări din România aduce următoarele clarificări. Investigarea producției și comercializării cărnii de pasăre a fost începută de Consiliul Concurenței în data de 15 decembrie 2020, având în vedere că indiciul Consiliului Concurenței privește posibile înțelegeri și practici concertate facilitate de UCPR pentru limitarea ofertei de produse, scopul final fiind creșterea artificială a prețului de vânzare. UCPR declară, conform Observatorului European al Prețurilor, în anul 2020, prețurile la poarta fermei în România au fost cel mai mici din Uniunea Europeană și cele mai mici din istoria post-integrare în Uniunea Europeană.
Astfel, față de anul 2019, prețurile medii la poarta fermei s-au redus în anul 2020 cu aproximativ 10%. Indicele prețurilor de consum, publicate de INS, arată că prețurile la consumator au crescut cu aproximativ 2% în aceeași perioadă. UCPR va asigura toată transparența necesară și toate datele tehnice necesare unei investigații cât mai în detaliu. Institutul Național de Statistică a dat publicității datele referitoare la producția de lapte și lactate aferentă lunii martie 2021. Iată care a fost evoluția sectorului. În luna martie 2021, cantitatea de lapte de vacă colectată de la exploatațiile agricole și centrele de colectare de către unitățile procesatoare a crescut cu 18% față de luna februarie 2021 și a rămas la același nivel cu luna martie 2020. Creșteri ale producției s-au înregistrat la următoarele produse lactate: brânzeturi cu 854 de tone, lapte de consum cu 2472 de tone și smântână de consum cu 260 de tone. Producția a scăzut la unt cu 180 de tone și lapte acidofile cu 1325 de tone. Cantitatea de lapte brut importată de către unitățile procesatoare a crescut în luna martie 2021 cu 9,6% față de luna corespunzătoare din anul precedent. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile Meat Milk. Vă las în compania colegului meu Ilie Stoian pentru o nouă ediție a emisiunii noastre. O seară frumoasă vă doresc și nu uitați, vă așteptăm la Expo Conferința Internațională Meat Milk 2021. Îți mulțumim, prieteni, a venit vremea ca să vă prezint invitatul nostru din această seară. Este vorba despre domnul George Cățean, secretar de stat în Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale. Este a doua oară când vine, ne onorează cu prezența domniei sale. Bună seara, domnule Cățean, bine ați revenit în platoul emisiunii Meat Milk. Bună seara, domnule Stoian, o să-ți spun pe invitație. Primară, parcă ați venit în emisiune prin ianuarie, din câte știu eu, oricum la începutul anului. În a doua parte a lunii ianuarie, când am primit ordinul de numire. Da, în funcția de secretar de stat. Cum s-au mișcat lucrurile, după părerea dumneavoastră, în zona de fermă de producție de lapte și în zona de fermă de producție de carne în România, de la începutul anului și până acum? Pentru că deja sunt sigur că ați intrat în pâine, cum s-ar spune, în activitatea din minister. Sigur, aș putea spune că sunt aproximativ 3 luni de zile de când mi-am preluat mandatul de secretar de stat și în cele 3 luni de zile... La cât mai multe! Mulțumim! Întregii echipe. Iar în cele 3 luni de zile am avut 47 de zile de mandat cu contribuții pe industria alimentară, comerț și Agenția Națională a Zonei Montane. În cele 47 de zile pe care le-am petrecut și în mod sigur vor fi mai multe, m-am preocupat foarte mult de ceea ce înseamnă industria alimentară. Pe de o parte, schemele de calitate, pe de altă parte, zona de comerț, pentru că ele sunt legate unele de altele. Și în acest sens, am organizat o delegație, o vizită în Austria, pentru a ne interesa despre schemele de calitate pe care Austria le-are implementate și pentru a ne ajuta să găsim și noi instrumente, pârghii, pentru a pune în valoare produsele de calitate, pe de o parte, dar pe de altă parte pentru a reuși să informăm clienții astfel încât să fie cât mai ușor să ia anumite decizii când sunt în fața raftului. Am adus vorba în întrebarea mea despre producția din fermă, pentru că știu că dumneavoastră și se leagă și de vizita în Austria și de schemele de calitate și de relația cu retail-ul și vom discuta despre lucrul ăsta puțin mai aplecă mai la obiect. Dumneavoastră a susținut și o anumită și susține și o anumită schemă de calitate pe laptele montan, pe zona montană. Susținem și tocmai în vizita din Austria am deschis ușa oficial să aderăm la schema de calitate laptele de fân, specialitate tradițională garantată, din care fac parte și alte țări precum Austria, Germania, Italia, Slovenia. Deci asta ar fi schema și atunci România ar fi cea de-a cincea țară care aderă la această schemă de calitate. Este un instrument care va pune în valoare laptele produs în mod tradițional,
laptele care respectă regulamentul, un cai de sarcini pe care austriecii l-au început în urmă cu câțiva de ani și laptele care a creat o întreagă industrie. Asta ar fi în zona de producție, iar către consumator am văzut, s-a diversificat foarte, foarte mult oferta la raft, așa cum spuneam înainte. Cum se derulează activitatea pe segmentul ăsta în Austria, dacă a spus acolo, ca să afle și telespectatorii noștri ce ați aflat dumneavoastră acolo? Sigur. Din punct de vedere al fermelor de lapte, media pe fermă este de 18 capete de vacă, de vaci cu lapte pe fermă, iar ei și-au profilat 5, aș putea spune, categorii de lapte, pentru că ei au înțeles că laptele nu trebuie să fie doar alb. Și atunci vorbim despre laptele de fân, laptele bio de fân, vorbim despre laptele fără organisme modificate genetic, vorbim despre laptele gold standard, care este cel mai ridicat din punct de vedere al calității, și vorbim despre laptele care este tratat lapte convențional. Deci există deja o diversificare și o împărțire sectorială a acestei materie prime care se transpune și în produsul finit. Ce am observat la nivel de retail, au dedicat și au dedică foarte mult spațiu produselor locale și au campanii care au făcut acest lucru, tocmai de aceea ei se concentrează să susțină produsul local purtător de diferite scheme. Iar un alt element pe care l-am identificat, există campanii. Degeaba avem instrumente, degeaba avem etichete, degeaba avem scheme de calitate dacă nu reușim să le punem într-un nume comun. Tocmai de aceea, la nivelul cabinetului, am vorbit și cu domnul ministru, intenționez să demarăm împreună o campanie care să pună în valoare produsele care sunt atestate tradițional, produsele locale care sunt atestate tradițional, care sunt certificate montan sau ecologic sau care sunt recunoscute pe indicație geografică protejată, denumire de origine protejată sau specialitate tradițională garantată. Astea sunt instrumentele pe care le avem în momentul de față. Vă completez pentru că și am mai povestit lucrul ăsta în emisiune, însă cu atât mai mult odată cu prezența dumneavoastră, fiind eu în Austria, am discutat cu directorul unui supermarket din Salzburg și bine, în afară de alimentele pe care le poți găsi de la, eu știu, din Africa de Sud și până la Vladivostok, tot ce era pe acolo, majoritatea produselor din carne și lactate, mi-a spus directorul de acolo, i-am spus că sunt jurnalist român, am fost mirat de câteva lucruri și mi-a spus că rețea mare internațională de magazine, însă se poate negocia la nivel local, produsele veneau de la cel mult 60 de kilometri de Salzburg. Și noi, în momentul de față, se lucrează la transpunerea directivei 633 privind practicile neloiale, dar iar acolo, în transpunerea legislativă, respectiv legea 49, va fi definit pentru prima dată, din punct de vedere legal, lanțul scurt de aprovizionare. Deci se creează baza. De la bun început am spus că noi trebuie să construim pe produsul local. Aceasta trebuie să fie unitatea de bază a noastră, care oferă, pe de o parte, securitatea alimentară, pe de altă parte și siguranța alimentară, iar pe lângă produsul local să începem să-l încărcăm cu tot felul de etichete și recunoașteri. Bun, dar iată că eu vă pun în față o mică problemă. În momentul în care revista noastră Infoferma a anunțat inițiativa dumneavoastră acum câteva săptămâni, mi-a tras atenția un comentariu la știre în care spunea, domnule, eu activez în zona montană, dar eu sunt interesat doar să vând laptele, nu să-l și procesez, pentru că dumneavoastră promova și ideea de a fi procesat. Și eu îi spuneam omului, domnule, dar de ce nu încercați să preluați modelul de afacere Gruyère, nu? Pentru că nu e doar o marcă de brânză, ci e un întreg model de afacere la nivel global deja, chiar dacă rădăcinile sunt în Elveția. Cum le puteți răspunde acestor oameni și cum îi va ajuta acest lucru? Dacă vorbim despre laptele de fân, acest whole milk, specialitate tradițională garantată, el vizează atât materia primă, laptele crud, care deja va beneficia de o abordare mult mai pragmatică față de un lapte convențional. Deci acel producător, dacă nu vrea să facă pasul spre integrarea producției, spre procesare, se va putea ajuta de această schemă vânzând lapte de fân. De dorit,
Și asta știm cu toții, mai ales în cazul micilor ferme, fermelor de familie, este să integrăm materia primă și să facem procesare la nivel de fermă, respectiv să facem inclusiv o parte din comercializare în mod direct. Deci asta ar fi o variantă în care această schemă de calitate ajută producătorul, ajută procesatorul, dar ajută și consumatorul, atât în integritatea lui, cât și pe fiecare etapă. La nivel de cum putem face lucrul acesta, zicea de gruier că nu este doar o schemă de, nu este doar un tip de brânză, este un pachet, un proiect de business și laptele de fân este un business. Pentru că vorbim despre ferma de fân. Ferma care produce fânul, ferma care transformă fânul în lapte, care se transformă în brânză, care se transformă în brand local și care susține o comunitate. Am vorbit cu colegii de la AMP NDR din cadrul Ministerului Agriculturii, pentru că tot instrumentăm viitorul PNS și le-am propus să avem o discuție aplicată după modelul austriac în care să prindem conceptul de fermă de fân. Da, excelent. Iar schemele astea de calitate trebuie să aibă și instrumente de verificare pentru menținerea constantă a calității. Care sunt aceste instrumente de verificare? Aș prefera să vă spun care sunt pașii ca să beneficiem de această schemă de calitate. Trebuie constituit prima dată un grup de producători aplicanți. Constituirea este foarte simplă, se face la nivel de birou notarial, după care grupul aplicant va trebui să încheie un contract cu un organism de control și certificare care va garanta că informațiile care sunt prinse în calitate de sarcini sunt respectate în realitate și în baza raportului și certificării pe care acest organism o va da, grupul aplicant va putea să beneficieze de, până la urmă este o etichetă, este de această recunoaștere pentru calitate. De calitate. În mod sigur, pentru că aici este problema cea mai mare, cineva trebuie să garanteze și să facă transferul de încredere de la producător la consumator. Și în cazul acesta este organismul de certificare în baza schemei de calitate. Cum au reacționat colegii din Austria față de intenția dumneavoastră, în intenția României de a adera la această schemă de calitate? Vizita din Austria a avut, aș putea să spun, s-a desfășurat pe trei paliere. Adică au fost deschiși la colaborare sau? Mai mult decât deschiși. Și noi am abordat trei subiecte în proiectarea acestei vizite și exact așa s-a întâmplat. Odată partea de producători, și aici am avut întâlniri cu cei de la Camera Agricolă, care are aproape 100 de ani de activitate de când a fost înființată, după care partea de politică publică, iar în acest caz ne-am propus să ne întâlnim cu reprezentanții Ministerului Agriculturii, care nu este doar Ministerul Agriculturii, este Ministerul Agriculturii, Turismului și Dezvoltării Regionale. Mai are un cuvânt și bunăstării, oficial. Oficial? Da. Ok, mulțumesc. Atunci o să rețin și o să completez. Da. Deci este un minister care integrează trei ministere, ceea ce mi se pare un concept bun. Am ținut minte pentru că e singurul minister din lume pe care l-am văzut fiind intitulat așa și cu tot respectul pentru ei. Au pus ideea de bunăstare pentru toată populația Austriei încă de după război. Da, bunăstarea cumva este legată de viață. Bunăstarea ar trebui să genereze viață bună. Deci este absolut justificat. Dar și un fermier poate să ajute foarte mult la dezvoltarea locală. Să se regăsească acest cuvânt în numele acestei instituții. Să continuăm ideea. Deci am vorbit despre partea de politici publice cu cei de la minister, precum și ne-am interesat cum funcționează Agenția pentru Promovarea Produselor de Calitate, care, deși este o agenție publică, ea se finanțează strict din zona privată. Ceea ce este de remarcat este că fiecare fermier are obligativitatea de a contribui atât la camerele agricole, este un mod în care ele sunt funcționale, aceste instituții, pentru că vorbim despre reprezentare regională, precum și la nivelul acestei agenții, fiecare fermier are obligativitatea, atât în calitate de producător, cât și de procesator, să contribuie pentru a-i reprezenta. Deci am vorbit despre producători, am vorbit despre zona de politică publică și partea de procesare și comerț am abordat-o în această vizită. Am avut o întâlnire cu o cooperativă de 2500 de fermieri, producători de lapte de fân, care, pe lângă faptul că era 100% business-ul cooperativei, își și diversifica și producea și sub conceptul altor retaileri. Deci am încercat să avem o viziune cât mai integrată, astfel încât
în urma vizitei să putem să venim și să aplicăm și pentru sectorul nostru o parte din instrumentele pe care le folosesc. În final, am arătat deschidere și din partea României pentru a colabora în identificarea unor scheme de calitate regionale, mai ales pe zona montană, unde specificitatea este foarte asemănătoare între cele două țări. O posibilitate în vederea exportului de carcasă de miel, pentru că există o comunitate mare de consumatori de carne, de oaie și de miel în Austria. Ei nu produc atât de mult și atunci putem să facem un schimb comercial. Iar noi avem un export foarte serios. Noi avem un export foarte serios când vorbim despre cantitate. Da, da, da. Dar când vorbim despre valoare, nu suntem atât de serios. Iar un alt aspect pe care l-am întâlnit, l-am discutat și am căzut de acord împreună cu cei din Austria, să facem schimb de experiențe și ei să ne ofere suportul tehnic. Tocmai de aceea, în urma vizitei, știu că la nivelul Ministerului de la Viena, s-a făcut demersul către Ambasada României din Viena să se facă contactul cu cei de la externe în vederea identificării unui dialog. Mult succes! Revenim, vă propun puțin la punctul de producție, pentru că vreau să vă întreb, în condițiile astea și în cadrul schemei laptele de fân, cum și dacă vor mai funcționa sistemele de sprijin și de ajutorare a fermierilor, de subvenții și de sprijin financiar. Ele merg mai departe, nu? Sigur vor merge mai departe și inclusiv laptele, ferma de fân poate fi partea una dintre ecoschemele pe care va trebui să le instrumentăm începând cu 2023. Deci cu atât mai mult un argument în favoarea. Avem toate argumentele pentru a susține acest proiect și acest demers. Sunt oferite posibilități sau avantaje, alte avantaje suplimentare la asocierea fermierilor? Vă referiți în Austria? Nu, în România. România, avem câteva avantaje. Adică dacă dumneavoastră reușiți și dacă se dă drumul la proiect. În mod sigur, dacă vorbim despre perioada de tranziție, 2021-2022, da. În direcția de finanțare, partea asociativă, de fapt solicitanții care sunt grupați într-o formă asociativă sunt cei care vor fi prioritizați în momentul în care vor să solicite. Dar se va menține și vorbim iar și de... Iar în cadrul schemei? Și în cadrul schemei ne dorim, pentru că nu putem, din păcate, să facem toți fiecare împărțiți. E momentul în care să ne strângem forțele și lucrăm și luptăm în aceeași direcție. Construim în aceeași direcție. Sunteți de acord, cred că sunteți de acord. Euroactiv a făcut un material cu referire directă la România și pe zona de agro și ei au spus că singura șansă a fermierilor mici și mijlocii din România este asocierea. Asocierea este. Altfel ori să fie dați afară de pe piață. Asocierea este un instrument care le poate garanta viabilitate micilor fermieri și încă un aspect pe care aș vrea să-l punctez este că vorbim despre o împărțire sau o mozaicare a agriculturii românești. Nu trebuie să o vedem ca un minus, ci trebuie să o vedem ca un plus, pentru că vorbim despre biodiversitate, vorbim despre diversificare și avem bază pe care să creăm. Cum a reacționat domnul ministru Oros vis-a-vis de propunerea dumneavoastră? Domnul ministru va susține această schemă de calitate și va susține și sper că va susține mai departe și proiectul care vizează ferma de fân. Laptele de fân se referă doar la laptele de vacă sau și la laptele de oaie? Mulțumesc de întrebare. În momentul de față, schema de calitate lapte de fân vizează laptele produs de trei categorii de animale. Vacă, oaie și capră, iar noi, prin demersul pe care îl vom face, vom aduce alături și laptele de bivoliță, pentru că este un sector pe care noi îl avem în România și este un sector care merită să beneficieze de această schemă de calitate. Și merită reinventat, pentru că acum vreo 30-40 de ani România avea un potențial și realiza un potențial serios. Sigur, și dacă tot vorbim despre laptele de bivoliță, există și specialitatea tradițională garantată mozzarella, schema de calitate la care noi putem adera și îmi doresc ca următorul pas să fie acesta. Pe lângă mozzarella, mai sunt încă 5 scheme pe care le-am identificat și la care putem
și noi, România, să facem parte. Mult succes! Ați fost și sunteți mereu în contact cu colegii dumneavoastră fermieri din zona Brașovului, Covasna din partea aia a Transilvaniei, dar și cu micii procesatori. Care e imaginea lor în momentul de față? Am încercat să fiu în contact cu toată lumea. Da, clar. În cele 3 luni de zile am văzut... Mă gândeam la acest segment de lapte de fân. Da, acum laptele de fân este doar, sau sectorul laptelui este doar un sector din întreaga industrie alimentară. Pe mine mă interesează atât partea de carne, cât și partea de panificație, ori tot ce înseamnă industria alimentară. Timpul, perioada asta m-a colocat mai mult timp pentru lapte, dar urmează partea de carne pe care sunt sigur că putem construi și vin dintr-o familie care are o măcelărie de mai bine de 20 de ani. Cunosc cât de cât domeniul. Referitor la ce m-ați întrebat, în cele 3 luni de zile de activitate, am încercat să intru în contact, am răspuns tuturor solicitările care mi-au venit de dialog, dar am văzut foarte multe solicitări venite din rândul micilor fermieri. Și urmează pe un calendar de 3 săptămâni, vom avea întâlniri regionale în fiecare regiune pe un concept de workshop DSV, DAJ și ANZM, fiecare reprezentat, să facem aceste workshop-uri pe 3 subiecte: punctele gastronomice locale, schemele de calitate și lanțul scurt alimentar comercial, astfel încât să susținem și să încurajăm schemele de calitate, punctele gastronomice locale, de fapt să susținem economia locală. Bun. Păstrăm în memorie aceste idei. A venit vremea ca să dau legătura pentru publicitate. Colegi, repede publicitate. Dragi prieteni din fața micilor ecrane, rămâneți acolo unde sunteți. În 2-3 minute revenim în dialog cu domnul George Cățean, secretar de stat în Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale. Publicitate.